Georgina Rodriguez și-a făcut ziua de naștere în Maldive. Cristiano Ronaldo a lipsit, dar a găsit un mod inedit prin a-i spune la mulți ani. Georgina a mers alături de o gașcă de prieteni și o parte dintre copii și s-a bucurat din plin de vremea de acolo. Ronaldo, care nu a putut fi prezent din cauza unui cantonament în care se află cu echipa sa de club al Nasir, a intrat pe videocol alături de Mateo, rămas acasă și i-a urat la mulți ani jumătății sale. Georgina a primit însă printre altele de la iubitul ei și un imens buchet de trandafireu și cadou care a impresionat-o pe aceasta. Bruneta, care a dus-o cel mai recent pe lume pe micuța Bela pe 18 aprilie 2022, s-a lăsat fotografiată pe superbele plaje din Maldive după care a postat ipostazele pe internet, iar fotografiile au adunat peste 4,5 milioane de aprecieri. Știrile Wii sport se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim o seară frumoasă!